Renata este cea de-a doua doamnă care vine astăzi în fața voastră și vă spune că orice este posibil atunci când îți dorești cu adevărat. Deși are 41 de ani, Renata a decis că este timpul să schimbe ceva în viața ei. Nu neapărat pentru aspectul fizic, cât pentru sănătate. Atunci când a început programul de slăbire, Renata cântărea 100 de kilograme. Astăzi are cu 30 mai puțin. Priviți și voi! Sorina, astăzi am să-ți testez dexteritatea, da. Și am să te pun să faci două terapii simultan. Da. Te provoc și îți arunc mânușa. Îți mulțumesc foarte pentru mult. Două terapii, spuneam. Pe de o parte este spaul pentru mâini. Trebuie să îngrijim și zona mâinile, asta, categoric. Sunt ale noastre și categoric. Ele. Da, da, da. Și pe de altă parte este un aparat spectaculos, așa ca apariție. Și ca tratament și ca rezultate. Are mai multe efecte pe clienta respectiv. De exemplu, eu acum voi face o împachetare cu o mască. Am făcut o combinație pentru Renata special, combinație cu ceai verde. Și alge micronizate, combinate cu apă caldă, vor fi sub formă, se vor găsi la sfârșit sub formă de o mască plastifiantă de sau care peel off. Mie, e, da? Exact, cum, exact. Se decojește, exact, o coajă de ou o să se ia, o să o curățăm pe Renata la sfârșit. Păi ceaiul verde l-a slăbit, algele marine l-a slăbit de asemenea. Exact, nu, ceaiul verde mai are și o altă funcție, aceea drenantă. Deci pentru persoanele care au probleme de retenție de lichide, ceaiul verde le ajută foarte mult în acest caz. Înainte ai făcut un peeling, da? Da, peelingul pe zona abdomenului. Adică iar acum s-au curățat aplică celulele morte ca să pătrundă bine, bine, bine în țesut ingredientele, toate ingredientele active. Exact. E, dacă am fi aplicat masca asta pe burta Renatei de acum câteva luni, lucrurile ar fi stat cu totul și cu totul altfel și ar fi arătat cu totul și cu totul altfel. Pentru că Renata avea anul trecut cât? 100 de kilograme. Sunt 30 de kilograme date jos? Mai puțin. Astăzi am 76. 76, adică sunt 24 de kilograme pe care Renata le-a dat jos cu foarte multă perseverență, în primul rând, cu foarte multă ambiție. Îmi aduc aminte, la un moment dat ne povestea că a fost la un botez, o nuntă. O nuntă. Și Renata a trebuit să așeze pe masă, să pregătească prăjituri multe. 20 de feluri. 20. Asta țin minte că m-a marcat, 20 de feluri de prăjituri. Nu a gustat nici măcar o fărâmiță. Renata a ținut o dietă personalizată, dată de nutriționistul Luana Șahian. Renata a slăbit pentru că a fost foarte ordonată, nu am văzut abateri decât foarte rar. Consumă suficiente lichide, face mișcare, este o persoană foarte ordonată și asta a ajutat-o foarte mult. Disciplină. Care a fost cea mai grea bucată de dietă, Renata? Au fost încercări multe. Adică? Masa de Crăciun cu părinții acasă, masa de Revelion cu prietenii, o nuntă în 30 august în Petrila Hunedoara. Acolo se gătesc foarte multe prăjituri, am ajutat la tăiat, la pus în casolete. Astea au fost cele trei încercări, da. Da, nu m-am abătut deloc. Asta numesc eu ambiție, asta numesc eu cheia reușitei într-un program de slăbire.